Bună! Bună! Hello! Este Diana și astăzi o să filmăm un clip care se numește e un challenge, nu? Da. Așa. Și o să răspundem. Între timp eu o să machez, ea o să citească întrebări cât poate, dar o să facem așa, doi într-unu. Și să trecem la treabă. O să încep până ai aranja strâncenele Diane și ea o să citească din notele întrebări pe care le avem. O să folosesc pomada de la Inglot pentru a-i face strâncenele. N-am luat bătaie de la cineva mai mic ca mine. Ce fac cu viața mea? N-am. Nici eu. Da? Nu e prea frumos. N-am fost oprit de un polițist. Și-am luat șabende. N-am. Nu am avut ocazia. Da, o să ai, e permisul. Dacă eu. N-am scuipat pe cineva. N-am. Am. Ce-a fost tare. A fost? Da. N-am înjurat profesorii în gura mare să audă și ei. Nu, n-am. Am. Bad girl. N-am spart în geam parbriz la o mașină. N-am. Nici eu. Intenționat. Da, n-am. N-am făcut pe mine. N-am. Poate când eram mică. Când eram mică, toată lumea cred. Da. N-am mâncat carnea unui animal ucis de mine. Niciodată. N-am. Că n-am ucis. Eu ca găin. Nici. Dar trec la oameni direct. O să fie la ceva. N-am leșinat de la băutură. N-am. Nici eu. Încă. Folosesc concealerul de la Makeup Revolution ca și primer pentru ploapă și o să fixez ploapa cu pudra de la Cupa Milano. Milano like a doll. N-am ținut părul cuiva care vomita. Îți vine ție să vomiți în momentul ăla. N-am făcut baie în piscină îmbrăcat. Nu. Am. Într-o excursie, da. Cum a fost? Unde? Și fric. Și fric. Era seara. O să încep machiajul Dianei cu ochii și o să continui cu fața. N-am donat sânge. N-am. Nici eu. Da, aș vrea. Și eu aș vrea. O să folosesc din paleta asta de sprâncene de la Kiss Pro. O să folosesc cea mai deschisă nuanță ca să iluminez arcada. Adică mai exact nuanța aceasta de aici ca să iluminez arcada. N-am vomitat de la băutură. N-am. Încă nu. Și sper să nu. Vomit. Adică să mă bat, dar să nu vomit. N-am băut alcool înainte de a-mi veni 18 ani. Logic. Cine n-a făcut-o? N-am fumat. N-am. Și de încercare. Niciodată. N-am stat treaz mai mult de 48 de ore. N-am stat. Ce a fost treaz? O să folosesc mai întâi paleta de la Boysenberry, Scratch It Berries și o să iau nuanța aceasta ca să folosesc ca și nuanță de tranziție. De ce? N-am bătut șnițelele cu frunte. N-am. N-o să încerc. Poate e interesant. N-am spart telefonul cuiva. N-am. Al cuiva nu par, nu, sigur. N-am fugit de acasă când eram mic. Și eu. Dar la tine a fost mai scurt, la mine. Au fost mai mulți kilometri. Am Să folosesc paleta de la Morphe 15S și o să amestec acest mov cu acest roz. Adică besties cu influență.
N-am mâncat dulciuri când eram mic pe ascuns. Am. Cum le prindeam, le mâncam. Și eu. Am tras pe nas. Nu. Doar zahăr. Când n-am mică. Eram peții de alea cu zahăr, știi? Știi greșeam, am tras pe nas. N-am bătut pe cineva. Nu. Pe soară, poate. Pe soară mai zic. N-am rămas fără bani de mâncare. Am. De toată lumea a rămas. N-am făcut plajă la bec. N-am. Nici eu. Și n-am avut experiențe date așa de nașpa de mai scris acolo. N-am mâncat de pe jos. Când eram... Eram fan. E așa cum... Da, și acum am mâncat de ceva mică, mă o să știu că vreau să păr. N-am băut spirit. Nu. Nici eu. N-am mult timpul pierdut. N-am mâncare... N-am mâncat mâncarea câinelui. N-am. Bine, nu pe toată am gustat. Și cum a fost? N-așa. N-are gust bun? N-am dat cu capul de masă. Probabil dacă n-a strănutat odată. N-am căzut din cauza băuturii. Nu evitesc. Nu cred. N-am? Nu știu. N-am căzut din copac. Nu mai țin. Ce mai țin minte? Dar cred că n-am. Că probabil nu se termina cu fără vreo rupturi. O să iau paleta asta de la Kat Von D, cea de la 10 aniversare. Scuze. Și o să iau culoarea aceasta albastră pe care o cheamă Chad. Continuă. N-am trișat la un joc. Și că jucai cu noi? La asta mă gândeam. N-am cântat în duș. Mereu. N-am citit o carte mai puțin de o săptămână. Și în două zile. Da, și eu. N-am țipat într-un restaurant. Și eu. N-am plâns la un film. Și eu. N-ai cont la Netflix? Ba da. N-am copiat la teste. Logică. Cine n-a? Da. Ăla nu-i om. Eu cred că spune și tot ce l-ai copiat. La un moment dat, da. Foarte bombă. Încercăm să tăiem de Chris. Pentru că, aseară când am achiziționat două chestii foarte importante, două... Ruje? Nu, sunt glittere. Eyeliner glitter. De pe AliExpress. N-am bărfit pe cineva. O să folosesc concealerul de la Make Up Revolution ca să îi fac un cut crease Dianei. N-am umblat în telefonul unui fost iubit sau actor. Acum o să te rog să deschizi ochii de peste cap. Te uiți în sus, acum îl închizi. Și-mi ții. Aveți un pic camera. S-a obosit. Un pic de glitter aici la întâlnirea ploapei, ca să zic așa. O să iau un puțin și o să dau și celălalt de ploapă. N-am fost vreodată pe o plajă de nudiști. Nici nu mi-aș dori. Nici. N-am făcut baie goală în mare. Goală nu, da. Mi-aș dori. Cred că când eram mică. Da. Adevărat. Nu prea ne îmbrăcau ăștia, părinții ăștia ei noștri și pe noi. N-am furat dintr-o cameră de hotel. Și eu.
din paleta de la Boys and Berries. O să îmi mixez prima dată, în prima jumătate aproape, o să pun culoarea Bubble. Asta aici. O să va lipi perfect pentru că aici avem un concealer wood. Dacă și o bază de machiaj, dacă concealerul nu este uscat complet, orice puneți pe el se lipește. Apoi voi lua culoarea Hysteria și o voi pune în continuare acestei culori. Să creez un degradă foarte frumos. O să iau cu pensula culoarea a Ultraviolet la capăt, unde nu am blending. O să pun culoarea prin mișcări de tapotare și o să fac un blending ca să nu am această linie dură la capăt. Perfect. Acum, ce o să fac este că mi-am comandat pe AliExpress niște glittere, niște eyeliner glitters. Astea. Așa se vede. Sunt, am unul argintiu și unul auriu. De-am intrat folosit pe acesta argintiu pe care o să pun la întâlnirea dintre ploapă și... pe care Diana mi l-a dat cadou acum acum vreo lună, cred. Și o să-i pun un pic pe zona generală. Să trăiesc o zonă care îmi place mie propice pentru a pune bine de față. Genes. Yeah. Vezi că e o pereche de aia mai mare decât aia mai mare? Da. Am terminat tot. I-am pus niște gene false de toată frumusețea. Și acum o să trecem prin a-i aplica o dată. O cremă hidratantă. O să folosesc pe acesta de la Gero Vital. Cremă luminositate și hidratare. Aici am niște fonduri de gen. Folosesc verde de la Morphe, ca să nu-i fonduri de primul unul. Foarte bine. Mă bucur. Hai că n-are foarte foarte de grână. Eu sunt vreau folosesc o pensulă tip buffer. După ce am schimbat corectorul, iau un pic de spray de fixare, să folosesc ăsta de la MAC. Spray and Prime, nu-mi dau pe față acum. Pun un pic pe brățel. Sus sunt amantilii, rămâne așa. Îmi timp foarte bine
zona, să nu vă așa, rămâi așa cu privirea, cu bulețelul, la o pudră și fixăm zona de sub ochi, ca să rămână așa. M-am îndrăgostit, nu bărbat, obit. Adevărat greu, ești tu, Maria ta. Și acum zona va fi fixată. Continuăm prin a fixa și restul fetei. Acum vom folosi spray de fixare pe toată fața, din ochii relaxați, da? Pentru a contura fața, o să folosesc două de la clip și o să iau nuanța mai închisă ca să fac conturul, adică din toată fața. Și acum, pentru că Diana este iubitoare de filmator, este folosit cel mai blind filmator din această paletă de la Meta Revolution, care se va comanda acesta, acesta de... Am paleta de la Boysenberry și voi continua prin a-i face zona de sub ochi. Voi lua o pensulă mică de blending, gen Lux Pencil de Thick Brush de la Zeva. Este pensula 200, nu mai se vede, 200 și ceva. Privirea s-o să-i comand și găsești un muscă. O să iau tine să văd unghiile mele. Super, deci cum am arătat ce a fost în cap să fac alba, verde. O să cert, stai. Privirea să sunt alba. Am luat albastrul din paleta de la Kat Von D și l-a fi foarte aproape de linia genelor. Încerc să răspunsez. Sunt ocupată toată ziua. N-am timp să fac nimic. Așa. Apoi, luăm pensula semiplată. Luăm prima culoare pe care am aplicat în pliu, adică culoarea de blending. Și este un fond foarte bine mare. Să nu fie liniere. Să iei seama că nu i-am făcut așa un de frumusețe. Chiar nu am fost întoarșată de către mine, că nu i-am fost ce-am făcut aici.
în colțul intern. O să iau această nuanță din paleta lui Kat Von D, chemată de MOV, în diferite utilizații. Ca să stea fixată, va trebui să folosiți un spray de fixare sau, dacă vreți să puneți scritura pe înainte, o bază de lumină, mă trebuiți în sus, tava. Cred că seamănă cu cea de la NYX Lingerie. Aceasta este nuanța cu care seamănă culoarea pe care eu am reușit să o fac. Este o combinație de mai multe ruguri mate. Îți mai dau dată cu spray de fixare și ești gata de plecare. Suntem gata? Da, că nu e cu gata. Stai așa toată noapte, nu? Ce mâine dimineață? Și 3 zile de acum încolo. Hai să vedem ce părere are clienta mea de astăzi, care este și ajutorul meu number one de machiajul pe care l-am realizat. Ce crezi că este? Este virință. Mă mulțumim cu bine. Este? Să știm ce trebuie de virință la acolo? Face lucrul? Este? Face poze. O să și o să ne dăm zoom out ca să ne vedeți. Nu mai avem nici baterie. Astea am fost noi astăzi. Facem așa. Vă mulțumim mult de tot. Nu uitați să-mi dați subscribe și să dați și nouă like. Dacă mai vreți pe Diana pe canal, îmi spuneți cum mai chem. Vă pupăcim! Like a spark that's breaking out, can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt.